Bună seara și bine ați venit la evenimentul Lumina Lumii. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea o seară plină de lumină. Ați ascultat piesa Bunătatea ta, care a fost cântată, care a fost interpretată de Ruben Ciungan și Casiana Rodilă. Alături de noi mai avem și alți instrumentiști, Oni Rodilă la pian, Victor Pop, chitară bas, Mirel Oprea la tobe, la percuție și Kevin Cociș la chitară electrică. Vom petrece în jur de 2 ore în seara aceasta în acest loc și veți asculta mai multe cântece și un mesaj biblic din partea fratelui Cristian Frunză, fratele pastor Cristian Frunză, care este invitat în mijlocul nostru. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre asociația noastră, despre grupul nostru care l-am format aici în Cluj-Napoca. Scopul asociației noastre, scopul nostru cu acest eveniment și cu alte evenimente este să promovăm valorile iudeo-creștine în societate. Credem că societatea aceasta, societatea românească în care Dumnezeu ne-a așezat, are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de Biblie, are nevoie de adevărul acestei cărți pe care o am și eu în mână. Așa că vreau să vă citesc 3 versete, câteva cuvinte din cartea aceasta, după care vom continua cu mai multe cântece. Aș vrea să deschid la Epistola lui Ioan, 1-a Epistola lui Ioan,
capitolul 2 și voi citi versetul 9, 10 și 11. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric. Umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Credem că avem nevoie de multă lumină în perioada aceasta, în vremea aceasta în care trăim, o vreme în care războaiele răvășesc întreaga lume. Avem nevoie de această valoare a Bibliei, și anume dragostea de aproapele. Aceasta este lumina care ne este prezentată în acest pasaj. Cine zice că este în lumină și urăște, este în întuneric până acum. Dar cine iubește pe aproapele său, pe semenul său, este în lumină. La această lumină vă chemăm și noi în această seară. Pentru că, vedeți, conform cuvântului lui Dumnezeu, conform gândirii, tradiției creștine, omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Semenii noștri, oamenii din societate, sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei au o valoare foarte importantă și așa trebuie să îi privim. Și atunci n-ar mai exista războaie, n-ar mai exista ură între oameni. Vă chemăm să trăiți în lumină, vă chemăm să fiți lumină în societate. Un om al lui Dumnezeu pe nume Martin Luther King spune așa: întunericul nu poate alunga întunericul, numai lumina poate face asta. Ura nu poate alunga ura, doar iubirea poate să facă lucrul acesta. Acesta este mesajul nostru pentru dumneavoastră în această seară. Fiți lumină, iubiți pe semenii voștri. Asta înseamnă să fii în lumină. Dar bineînțeles, mai multe lucruri veți auzi de la invitatul nostru puțin mai târziu. Acum îi invit din nou pe soliștii noștri, pe Ruben și pe Casiana, și ei vor mai cânta câteva piese aici în auzul dumneavoastră și în auzul nostru al tuturor. Amin. Spune de ce tot așa.
Slăvit fie
a deschis orizont spre Calvar, loc de har și de mari îndurări. Mi-ai șters pentru veci tot trecutul prin schimbat, doar e
s-a murit să-ți dea iertare, chiar dacă nu ai nimic să meriți jertfa lui. Viața el și-a dat, ți-a adus salvare, a înviat din morți. Viața lui să poți primi, fiind la Iisus, doar el poate viața întreagă a schimba. Doar el știe, înțelege cât de neagră-i noaptea ta. Vin la Iisus, doar el poate viața întreagă a schimba. Iisus îți pregătește un viitor mai bun. Nu te gândi ce lași în urmă. Iisus îți pregătește un viitor mai bun. Nu te gândi ce lași în urmă. Iisus îți pregătește un viitor mai bun. Thank you.
Voia ta. Așa se încheia ultima cântare, penultima, vom mai avea un cântec la final. Toate aceste cântări, cel puțin pentru mine, au fost o ocazie de introspecție. De-am cercetat viața să văd dacă sunt lumină, dacă trăiesc
în lumină. Cred că la fel a fost și pentru noi toți. Haideți să continuăm în seara aceasta și în momentele care urmează. Vreau să vă spun cine este invitatul nostru care va avea un mesaj pentru noi, pentru inimile noastre. Este vorba despre pastorul Cristian Frunză, care din anul 1992 a devenit pastor. În anul 1994 a absolvit facultatea de teologie în Statele Unite ale Americii, în statul Florida. După care s-a întors în țară, în anul 1996 a absolvit facultatea de drept. Prin urmare, este un om al cărții, un om studios, un om care iubește Biblia, care iubește lectura. A predicat mesajul Evangheliei în aproape toate închisorile din România, un gest foarte frumos din partea lui. A fost misionar în Liban și a susținut mesaje biblice la conferințe naționale și internaționale. Locuiește în Iași alături de soția sa, Manuela, care este cadru medical, și alături de cei trei copii ai lor, Cosmin, Tudor și Noemi. Frate Cristian, vă invităm aici în față la microfon. Bună seara! Mă bucur tare mult să fiu în mijlocul dumneavoastră. Pentru mine este o onoare să fim împreună și de ce nu în seara aceasta împreună să explorăm cuvântul lui Elohim. Mai mult, mi-aș dori foarte mult să vedem și să înțelegem care este declarația pe care o face Yeshua despre sine. Eu sunt lumina lumii. Probabil ați observat că folosesc cumva termen evreiești atunci când vorbesc despre Yeshua, și aceasta să știți că nu o fac doar dintr-un exercițiu pe care l-am totdeauna despre când vorbesc despre Yeshua, ci realmente cred că acum, în vremurile în care trăim, când antisemitismul a început să atingă cote alarmante, probabil că este foarte bine să ne aducem aminte că Yeshua a fost evreu. S-a născut într-o familie evreiască, a gândit evreiește, a vorbit evreiește și apoi tot mesajul pe care îl are din perspectiva aceasta evreiască. De aceea, dacă vrei să înțelegi cuvintele lui și declarațiile pe care acesta le face, trebuie să le abordezi din această perspectivă. Dar de asemenea îmi place să folosesc cuvântul Elohim în loc de Dumnezeu. Dumnezeu, nu pentru că ar fi greșit să spui Dumnezeu, dar am impresia că este mult mai profund să spui Elohim. De ce? Pentru că atunci când vorbești despre Elohim, vorbești despre un Dumnezeu, o divinitate pe care nu o poți cuprinde cu mintea ta. Oriunde ai fi, oricum ai sta, ești exact înaintea Lui. De aceea este o mare diferență în sensul acesta, nu, de a aborda persoana lui Elohim și, bineînțeles, de a vorbi despre El. Ceea ce mă uimește, de pildă, în lumea arabă, de pildă, acolo când mergi și vorbești despre Dumnezeu, traducerea totdeauna este Allah. Și atunci zic, domnule, cred că ar trebui să facem o distinție. De ce? Pentru că Elohimul Bibliei nu este acela cu Elohimul sau cu Dumnezeii ceilalți. De aceea, în sensul acesta, voi încerca să și dublez atunci când voi vorbi, să nu creezi confuze. Când voi vorbi despre Yeshua, voi spune și Iisus. Când voi vorbi despre Elohim, voi vorbi și voi traduce și voi spune și Dumnezeu. Ei bine, în seara aceasta vrem să înțelegem această declarație pe care o face Yeshua: Eu sunt lumina lumii. Oare ce înseamnă această declarație? În Ioan capitolul 8, versetul 12, Yeshua la un moment dat declară: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Când vrei să interpretezi o astfel de declarație pe care o face Yeshua, ar trebui să înțelegi cam cum anume este structurată Evanghelia. În Noul Testament, în Brihad, așa, avem 4 Evanghelii. Ele sunt structurate în funcție de anumite criterii. De pildă, un criteriu este cel istoric, astfel încât evangheliștii vor încerca să redea viața lui Yeshua, pornind de la momentul întrupării până la momentul înălțării lui. Și în funcție de aceste evenimente, bineînțeles că este prezentat Yeshua și discursul său. Un alt criteriu pe care îl putem folosi și l-au folosit evangheliștii este cel al profețiilor, astfel încât cele 300 de profeții care le găsim în Vechiul Testament despre Yeshua, despre Mașia, ele sunt prezentate cum anume s-au împlinit. Astfel încât Matei, de pildă, când vorbește și îl prezintă pe Yeshua, la un moment dat va spune: dar aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele profețite. Și bineînțeles, ni se dă trimiterea unde anume acea profeție
s-a făcut și cum anume Yeshua este cel care le împlinește. Un alt criteriu după care s-au organizat și s-au structurat evangheliile sunt sărbătorile. Dacă vă veți uita în Evanghelia după Ioan, aceasta este structurată din perspectiva sărbătorilor care sunt prezentate în Leviticul capitolul 23. Și practic știm exact unde era Yeshua când făcea acele declarații, învățătura lui, știm exact timpul când anume Yeshua vorbește, face acele minuni. De ce? Pentru că toate sunt în jurul acestor sărbători. Astfel încât sărbătorile, prin mult mai mult contur, ele nu sunt doar evenimente istorice care se memorează și sunt prezentate în fața poporului, dar ele au dimensiunea aceea mesianică și Yeshua spune astăzi despre mine. Mai mult, au acea reverberație escatologică pentru viitor, încercând să ne explice ce anume se va întâmpla mai târziu. Deci, Yeshua folosește sărbătorile. Dar, de asemenea, Yeshua va folosi o altă manieră de a-și prezenta mesajul, pe care îl prind repede ucenicii lui, și atunci când vor scrie Evanghelie, se vor folosi de această manieră a lui Yeshua, și anume prin aceste declarații, Eu sunt. Practic, declarațiile acestea, Eu sunt, ani, yehiei, hu, dar Yeshua vrea să spună ceva mai mult decât atâta. El nu face doar o declarație de identitate când spune, Eu sunt pâinea vieții. Sau mai târziu, a doua declarație o va face, spunând, Eu sunt lumina lumii. Ci realmente, Yeshua își structurează toată activitatea, toată predica, toată revelația despre sine și despre Tatăl Ceresc în formula aceasta. Eu sunt. Știți, în Evanghelia după Ioan găsim 13 declarații Eu sunt. Prima este Eu sunt pâinea vieții, iar ultima, știe cineva care este ultima declarație? Eu sunt împărat. Adesea cităm doar 7 din aceste declarații și pe ultima aproape că o uităm. De aceea Yeshua pentru foarte mulți, Iisus nu devine doar prietenul, devine acela care trebuie să intervină atunci când viața mi se complică, atunci când am probleme și uităm că de fapt El în cele din urmă va spune despre sine, Eu sunt împărat, în Ioan capitolul 18. Ok, haidem acum să vedem cum am putea să interpretăm această afirmație a lui Yeshua, Eu sunt lumina lumii. Cum am putea să o interpretăm? Sunt două maniere de abordare. Există o manieră, să spunem, greco-romană, în care să spunem că Yeshua afirmă ceva și la un moment dat cere publicului să aibă răbdare, să-i dea timp să poată proba în viitor că ceea ce afirmă despre sine este adevărat. Numai că această abordare nu prea funcționează. De ce? Pentru că vedem repede reacția publicului. Unii se bucură, aproape că bat din palme și sar în sus de bucurie. Alții se miră. Dar alții devin foarte violenți și unii chiar pun mâna pe piatră dorind să lovească pe Yeshua și de ce nu, dacă ar putea să îl și omoare, ar fi fantastic. Întrebarea este de ce atât de repede apar aceste reacții? De ce? Pentru că există o altă metodă de interpretare a acestor declarații a lui Yeshua despre sine dintr-o perspectivă ebraică. Dintr-o perspectivă ebraică, să știți, pe care într-un fel sau altul și noi o folosim, cam toate națiunile. În fiecare națiune sunt anumite imagini, sunt anumite cuvinte, sunt anumite simboluri, narațiuni, care sună într-un mod foarte special. Dacă, de pildă, am vorbit acum despre incendiu, la ce te-ai gândit? Incendiu de la colectiv, da? Dacă ar fi să vorbim sau doar să pronunțăm cuvântul cutremur, la ce te-ai gândit? La cutremurul mare care a fost în anii 70, da? Ei bine, în momentul în care în Israel se rostește cuvântul lumină, toată lumea știe despre ce se vorbește. Iar dacă articolul este hotărât, Eu sunt lumina, evident, toată lumea înțelege despre ce vorbește Yeshua. În sensul acesta, ar trebui să ne uităm care sunt acele imagini pe care toți evreii le știau. De mici le învățau în școlile Shiva sau în sinagogi, astfel încât ele repetându-se în fiecare an și adesea, doar rostirea acelui cuvânt era suficient pentru ca în mintea lor și în imaginația lor toate acele elemente să apară.
Ei bine, vă aduceți aminte că în Geneza, capitolul 1, începând de la versetul 2, ni se vorbește despre prima zi de creație. Și textul biblic vine și prezintă ceva de genul acesta. Spune că tot pământul era acum gol și pustiu. Da? Și pe deasupra adâncului de apă, Duhul Sfânt se plimba, nu? Și era pregătit să pornească o nouă lume, o nouă creație. Ei bine, în sensul acesta, în ebraică, dacă ar fi să luăm, ar suna o leacă mult mai interesant. Veharetz spune pământul cum era? Tohu vavohu. Adică era haos, era haos și întunericul era peste tot. Și la un moment dat apare lumina. Și lumina începe să creeze totul. Vaida Ber Elohim și Jehova Elohim a zis, lehie or, să fie lumină, vaiehie or, și a venit lumină. Ei bine, în momentul acela, când Yeshua spune, eu sunt lumina lumii, toți și-au adus aminte de scena aceasta. Adică Yeshua pretinde că el este acela care este specializat să transforme haosul, întunericul, care ar putea fi și în viața noastră eventual, în lumină, în ordine, într-un sens. Pentru că ce se întâmplă? Evrei nu învățau doar povestea la nivel pașat, am spune noi literal, ci de asemenea învățau la nivelul acela sod. Care este sensul acelor cuvinte? Sensul acelei zile de creație. Și în momentul în care Yeshua spune, eu sunt lumina lumii, în mintea evreilor repede a apărut această imagine și au tras concluzia. Vrei să spui că tu ești acela care poți să-mi repari viața? Poți să faci din haosul din viața mea ceva real, ceva bun, să pui totul în ordine? Și bineînțeles că, de fapt, aceasta este declarația pe care o face Yeshua. Ei bine, nu aceasta era singura imagine care vine repede în mintea evreului când se vorbește despre lumină. O altă scenă o găsim în Exodul capitolul 10. Probabil vă aduceți aminte că atunci când poporul Israel a trebuit să fie scos din Egipt, Jehova Elohim, pentru a judeca zeii străini și păgâni ai Egiptului, va aduce 10 urgii. Ei bine, cea de a noua este una foarte specială. La un moment dat, Jehova Elohim va face ca tot ținutul Egiptului să fie în întuneric. Dar un singur loc în Egipt avea lumină, în Gosen, acolo unde erau copiii lui, acolo unde erau evreii. Ori în sensul acesta, evreii au priceput foarte repede care este sensul declarațiilor pe care le face Yeshua, când spune, eu sunt lumina lumii, eu sunt acea lumină protectoare, eu sunt acela care fac diferența între cei care sunt cu mine și cei care sunt împotriva mea. Și acum gândiți-vă că aceste declarații pe care le face Yeshua și această interpretare de natură spirituală poate să devină o actualizare chiar pentru fiecare dintre noi. Ce vrea Yeshua să fie pentru noi? Cel care să ne protejeze, cel care să aibă grijă de fiecare dintre noi. De aceea el are această calitate și capacitate chiar să facă diferența dintre cei ce sunt al lui și cei care sunt împotriva lui. Apoi mai este o altă scenă foarte interesantă, când poporul a ieșit din Egipt și au pornit într-un periplu, într-o călătorie, într-o aventură cu Elohim, pentru 40 de ani, vă aduceți aminte că atunci n-au pornit singuri, pentru că nimeni nu știa locul în care să meargă, și apoi supraviețuirea lor în deșert ar fi fost imposibilă din cauza căldurii și din cauza, bineînțeles, a lipsei de hrană, apă și așa mai departe. Dar în momentul acela se întâmplă o minune și pentru prima dată, nu? Când apare un nor special, Shekina, îi spunem în limba ebraică, norul acesta special care în timpul zilei reușea să le dea umbră și să dea o anumită climatizare, astfel încât 40 de ani Israelul n-a avut nicio problemă în pustie. Dar în timpul nopții, norul acesta, Shekina, se transforma în lumină. Astfel încât în timpul nopții era și căldură, era și lumină și de asemenea acolo unde în timpul nopții ai și lumină, ai și ceva securitate, nu? Te simți bine, confortabil și foarte încrezător. Ei bine,
norul acesta a mers cu ei 40 de ani. Și când Iisus declară, eu sunt lumina lumii, nu este evreu care astăzi sau atunci să nu fi făcut această conexiune între declarația lui Iisus, eu sunt lumina lumii, și acel nor protector. Cum? Acel nor protector este Iisus, Hamașia? Sigur că da, acela este Iisus. Cu alte cuvinte, la nivelul acesta spiritual am putea înțelege că Iisus declară, eu vreau să fiu cu tine. Eu am capacitatea să te conduc în viață. Eu sunt acela care te pot proteja, pot avea grijă de tine și pot să-ți arăt drumul pe unde mergi. Ba mai mult, în mintea oricărui evreu, când se vorbește despre lumină, bineînțeles că toți își aduc aminte de menora. Este vorba de acel candelabru cu 7 brațe pe care îl găsești atunci când intri în cortul întâlnirii sau când intri în templu. Și când intri, pe partea stângă, este singura sursă de lumină în cortul întâlnirii sau în templu. Pentru că ceea ce este interesant este că și templu, dar și cortul întâlnirii nu avea o altă sursă de lumină, nu avea geamuri. Așa că atunci când intrai, singura lumină pe care o puteai folosi era doar acea menora. Dar menora aceea, bineînțeles că vorbește și aduce în discuție toate acele elemente din Scriptură care au de-a face cu cifra 7. 7 zile de creație, 7 sărbători și putem merge mai departe. 7 duhuri, 7 ochi și așa mai departe. Și orice evreu a înțeles că atunci când Iisus declară, eu sunt lumina lumii, el declară de fapt că este acea unică lumină care în casa lui Elohim, în casa lui Dumnezeu, poate să dea direcție. Adesea ne bucurăm să avem un pastor, să avem un om pregătit care eventual să ne învețe din cuvântul lui Elohim sau care să ne dea sfaturi de viață. Și totuși, nici unul din aceștia nu reușesc totdeauna să dea sfaturi bune și competente. Este unul singur care în istoria omenirii a putut să aibă această pretenție de a fi singura lumină. Uneori însă, din nefericire, se uită lucrul acesta și apelăm mult mai ușor și mult prea des la oameni care să ne dea direcție, lumină, să ne explice lucrurile lui Elohim și adesea uităm că este unul singur care are această abilitate și calitate de a arăta viitorul și de a explica prezentul și de a ne da sfaturi bune. Acel cineva nu poate fi altcineva decât Iisus Hamașia. E bine, Iisus când spune eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu umblă în întuneric, ce va avea lumina vieții, nu aprinde în mintea și sufletul evreilor doar aceste elemente simbolice, narrative ale poporului Israel. Ci mai mult decât atâta, Iisus, în felul acesta, el face o declarație despre sine. Pentru că dacă ați observat, toate aceste declarații, eu sunt, ele sunt declarații despre identitate. Cine este Iisus? Un personaj istoric? Dumnezeul creștinilor? Cine este Iisus? Ei bine, nu este nimeni mai pregătit, nu să spună cine este Iisus, decât însuși Iisus, care vine și declară despre sine, eu sunt lumina lumii. Ei bine, în felul acesta, toți evreii de asemenea au înțeles că cel care va fi lumina, conform profețiilor care sunt în Isaia și nu numai, acela trebuie să fie Mașiah, trebuie să fie unsul. Singurul care are posibilitatea și calitatea aceea de a descoperi și de a revela pe Elohim, pe Dumnezeu, dar în același timp să rezolve problema păcatelor. Iată, de exemplu, în Isaia, capitolul 9, Isaia va face această profeție în versetul 1. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede acum o lumină.
o mare lumină. Peste cei ce locuiesc în țara umbrei morții, răsare lumina. Și textul vorbește cu mare patos despre această lumină. Astfel încât în psalm, în capitolul 42, și îmi place să lecturăm astea, aceste pasaje împreună, pentru că în felul acesta vedem că aceste pretenții pe care le face Yeshua sau aceste corelări între profețiile mesianice și persoana lui, da, sunt reale. Iată, de exemplu, în capitolul 42 din Isaia, versetul 6 spune așa: Eu, Iehova, eu Domnul, te-am chemat ca să dai neprihănire, te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prisoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Interesant este că în toată literatura profetică se vorbește la un moment dat de un personaj foarte special, carismatic, dar care are mai multe abilități decât toți ceilalți la un loc. Și acest personaj poartă denumirea de Lumina Lumii. El va fi Lumina Lumii. Și deodată, imaginați-vă, se ridică printre toți ceilalți evrei unul, și anume Yeshua HaMashiach, Iisus Hristos, care declară despre sine: Eu sunt lumina. În momentul acela, evreii au înțeles declarația lui, care explică de ce unii care au văzut în el că poate fi Mașia, deci l-au acceptat, alții s-au mirat, dar vă spuneam că alții au devenit foarte violenți pentru că nu puteau să-l accepte pe Yeshua ca fiind lumina lumii, întrucât Yeshua se pare că nu trecuse pe la sinagoga lor, nu ceruse binecuvântarea lor și probabil de aceea exista această reacție. E bine, în capitolul 49 din Isaia se face aceeași profeție și ascultați cam cum sună ea. În Isaia 49 cu versetul 6, El, Elohim, Dumnezeu, zice: Este prea puțin lucru pentru robul meu, adică pentru cel care va fi Mașia, unsul lui Elohim, care va rezolva problema păcatelor și a revelației finale despre Dumnezeu, despre Elohim. Spune, este prea puțin lucru ca să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. Știți că una dintre responsabilitățile celui care va fi Mașia va fi să strângă tot Israelul. De exemplu, astăzi, într-un mod greșit, se consideră că în Israel sunt toți evrei strânși. Greșit. Nu avem decât trei seminții. Avem iudei, avem pe cei din seminția lui Simon și, bineînțeles, că avem o parte din Cohanim și dintre leviți. Atâta tot. Dar 10 seminții încă nu sunt. La anul 722, înainte de Yeshua, aceștia au fost, regatul de Nos a fost dus în Asiria și din momentul acela ei sunt în disperse, sunt peste tot, nu știm exact unde sunt. E bine, cel care este Mașia, la revenirea lui, va trebui să rezolve această problemă. De aceea în cartea Apocalipsei vedem cum la un moment dat apar din nou cele 12 seminții. Ok, dar depășim momentul acesta și iată o altă profeție care se face despre cel care va fi Mașia. De aceea te voi pune să fii lumina neamurilor ca să aduci mântuire până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, scumpii mei, când Yeshua vine și declară Eu sunt lumina lumii, evreii au priceput repede această legătură dintre cel ce face de această declarație și textele profetice mesianice, astfel încât unii, de pildă, sunt foarte critici la adresa lui Yeshua, spunând, Yeshua niciodată n-a spus despre sine, eu sunt Mashiach, eu sunt Mesia. Pentru că n-a spus-o, cu siguranță că nu este Mesia. Însă, într-un mod greșit, abordăm în felul acesta. De ce? Pentru că toate acele lucruri pe care El le-a făcut, chiar El vine și spune, lucrurile pe care eu le fac, ele mărturisesc despre mine, despre identitatea mea. Cu alte cuvinte, Yeshua spune foarte clar, eu sunt lumina lumii, cu alte cuvinte, sunt personajul care este scris, nu, profețit, ca fiind Mașia. În felul acesta, scumpii mei, practic,
începem să înțelegem mai bine această declarație pe care o face Iisua și reacțiile celorlalți. Dar să știți că Iisua merge mai departe. Când Iisua vine și declară, eu sunt lumina lumii, înseamnă ceva mai mult decât atât. El se identifică cu Elohim însuși. Cu alte cuvinte, eu sunt Elohim. De ce? Pentru că conform textului biblic, în Psalmul 27:1, timpul aleargă și n-aș vrea să pierdem foarte mult timp, dar avem o serie de versete care anunță și care spun că lumina nu poate fi decât Elohim. Doar Jehova este lumină. De exemplu, în Psalmul 27:1 vine și spune și afirmă că Jehova este lumina mea. Și de vreme ce doar El este lumina, în momentul în care Iisua declară, eu sunt lumina lumii, declarația este clar, eu sunt Jehova. Uitați-vă, de exemplu, în Isaia, capitolul 60, de la versetul 19 și 20. Cel care poate să afirme despre sine că este lumina, nu poate fi decât Jehova, decât Elohim, decât Dumnezeu. Iată, Iisua nu este doar un prieten bun a celor care au nevoie de el. Nu este doar personajul cel mai aproape de noi atunci când îl strigăm. El este Dumnezeu. Mai mult decât atâta, iată, am să vă mai dau câteva versete interesante pe care, dacă vreți acasă, le citiți și vă interesează, veți putea descoperi că afirmația lui Iisua duce în această direcție. În Mica, capitolul 7, cu versetul 8, în Psalmul 4, cu 6, în Psalmul 36, cu 9. Acum înțelegem de ce fariseii pun repede mâna pe piatră și sunt pregătiți să-L omoare pe Iisua. De ce? Pentru că El se declară în felul acesta Elohim. Dacă vă aduceți aminte, textul din Ioan, capitolul 12, unde Iisua continuă să vorbească despre această calitate, despre acest atribut al Lui de a fi lumina lumii, și când polemica și când relațiile nu devin și mai tensionate între El și oponenții Lui, Iisua îi întreabă pe farisei, de ce vreți să mă omorâți? Și îi spun, nu pentru un lucru bun vrem noi să te omorâm, ci pentru că tu, care ești om, te declari a fi deopotrivă cu Elohim. Dar această declarație, eu sunt lumina lumii, înseamnă faptul că Iisua declară despre sine că este lumina, că El este însuși Elohim. De aceea, în felul acesta, trebuie abordată această declarație pe care face Iisua. Deci, până în momentul de față, ce am văzut? Că Iisua spune, și hai să facem doar o actualizare, lăsând imaginile istorice, Iisua spune, eu sunt cel mai potrivit și sunt singurul experimentat să transform o viață distrusă într-o viață care să aibă sens. Dacă pământul era tohu vavohu, era numai haos, și Iisua a fost în stare să aprindă lumina, să facă ordine și să creeze această lume minunată, El este acela care o poate face și în viața ta. Uitați-vă recent, nu? Acum dacă deschidem televizoarele, de obicei, care sunt știrile? Știrile despre drog, despre droguri, vorbim despre dependența de jocuri de noroc, bani pierduți, familii rupte, desființate, și gândiți-vă că viața oamenilor în mijlocul cărora trăim, sau poate chiar a mea, este în felul acesta. Care ar fi soluția? Textul biblic afirmă, există doar o singură variantă. Să ai de-a face cu lumina lumii și acel cineva este Iisua Hamașia. Dacă ai nevoie de protecție, Iisua zice, eu sunt lumina lumii. Eu sunt cel care pot să dau protecție, cum am dat evreilor în Gosen și am făcut diferența între ei și ceilalți, sigur o pot face și pentru tine. Când ai nevoie de un sfat în viață, câte decizii luăm noi? Foarte multe. Dar unele dintre ele sunt de-a dreptul foarte importante. Ce carieră? Cu cine mă căsătoresc? Încotro merg? Luăm zeci de hotărâri și decizii în viața noastră. Uneori le luăm tremurând. De ce? Pentru că nu știm dacă am luat decizia cea mai bună. Dar este unul care zice, vreau să te luminez. Eu sunt acela care te pot conduce exact acolo unde vrei. Uneori îți închid o ușă,
îți închid o posibilitate, dar dacă apelezi la mine, cu siguranță te voi duce prin viață exact acolo unde ai nevoie. Și atunci când vine noaptea, te pot proteja, și când vine ziua și soarele puternic, tot te pot proteja. Ce minunat este să știi că există un astfel de Elohim. Și acela poartă numirea de Yeshua HaMashiach, Iisus Hristos. El este Mashiach, și atunci când pui toate profețiile despre Mashiach, rămâi uimit să vezi că toate aceste atribute, toate aceste lucruri profețite despre El, toate se întâlnesc într-o singură persoană. Și ca să vă dați seama cât de complicat este lucrul acesta, imaginați-vă că aș face astăzi o predicție, o profeție. Uite, mâine când vei merge la școală, ai să te întâlnești cu un om care e chel. Ai zice, ok, mare profeție, normal. Dacă merg la câți români și-au pierdut podoaba capilară, șansele sunt foarte mari. Dar plusez și mai adaug o profeție. Te vei întâlni cu cineva care este chel, dar are nasul turtit. Și zici, dom'le, e posibil, lucrurile s-au cam complicat, dar cine știe. Și într-adevăr, mi se întâmplă, merg, conform predicției, întâlnesc pe cineva care este chel, cu nasul turtit, și zici, dom'le, ceva ar fi. Dar dacă îți voi spune că persoana aceasta cu care te vei întâlni, care este cheală, cu nasul turtit, are în mână pentru tine 1000 de euro și pur și simplu va dori să ți-i dea. Zici, nu cred. Trei elemente distincte să se poată contopi într-o singură persoană, asta da profeție. Dar dacă ți-aș spune că după ce acest personaj ciudat se va întâlni cu tine, chel, nasul turtit, cu 1000 de euro pentru tine, de asemenea, vrea să-ți ofere o mașină. Și nu se poate. E imposibil, așa ceva nu se poate. Gândiți-vă că atunci când vorbim despre Yeshua, în el se strâng 300 de profeții. Șansa ca să găsești candidatul cel mai bun pentru a fi Mașia este aproape zero. Și totuși în Yeshua, toate aceste profeții s-au adunat. Și una dintre ele este această profeție foarte specială. El va fi lumina lumii. Poți să-ți dai seama că ai șansa să ai cel mai bun advisor, cel mai bun advisor, sfătuitor, da? Cel care să-ți dea cel mai bun sfat în viață, cel care să te îndrume, cel care să fie mereu lângă tine. Ce-i face cu un astfel de om? Să renunți la el sau să-l ai? Viața fiind atât de complexă și dificilă, sfatul ar fi să-l primești, să-l iei lângă tine, pentru că el poate fi mereu cu tine. Însă mergem mai departe și atunci când Yeshua vine și spune că eu sunt lumina lumii, scumpii mei, nu este doar o declarație care umple predicile lui, ci este mai mult decât atâta. În limba română, la fel ca și în ebraică și în limba engleză, atunci când vorbim despre lumină, vorbim și despre capacitatea de a înțelege, de a observa lucrurile, nu? Uneori când nu înțelegi, spui celui care îți povestește sau îți prezintă ceva, spui, luminează-mă, n-am prins ideea. Ori în sensul acesta, Yeshua când vine și declară, eu sunt lumina lumii, printre altele vrea să spună că eu sunt cel care pot să dau sfatul cel mai bun și îți pot lumina mintea. În multe din privințele vieții, de care evenimente de care mai devreme sau mai târziu vei avea nevoie să le pricepi. Uitați-vă, de exemplu, în Matei capitolul 4, avem o scenă foarte interesantă pe care o cunoaștem cu toții. Nu ne surprinde scena aceasta, este momentul când Yeshua este dus în pustie de Duhul Sfânt ca să fie ispitit. Și vă aduceți aminte cu ușurință, nu, de cele trei ispite. Ei bine, dacă le-am interpretat doar din perspectiva ispitelor, am zice, fantastic. Iată, într-adevăr, un personaj care, înainte de a avea pretenția că este împărat, dovedește că are întâi stăpânire asupra sa. Înainte de a conduce, poate dovedi că se poate conduce pe sine. Numai că ce interesant este că, tot în capitolul 4, după ce scena aceasta se consumă, uitați-vă care este profeția care se aduce în discuție despre Yeshua HaMashiach. Da? Spune așa.
se profețește exact ceea ce am citit noi din Isaia, capitolul 9. Spune textul, a părăsit atunci Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftalei, ca să împlinească ce fusese vestit de prorocul Isaia, care zice, țara lui Zabulon și țara lui Neftalei, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și umbra morții, a răsărit lumina. Ceea ce înseamnă foarte clar că aceste evenimente majore din viața lui Yeshua nu sunt doar evenimente prin care Yeshua arată sunt mai tare decât ceilalți. Într-adevăr, între proroci nu am egal. Nu, sensul este mult mai mult decât atâta. El vrea să ne lumineze. De aceea, ceea ce găsim noi în această ispită și victorie eventuală a lui Yeshua, este de fapt prezentarea a două programe. Pentru că Yeshua își propune să ne lumineze. Toți în viață trebuie să ne facem niște programe, nu? Niște planuri. Avem un target, avem o țintă, vrem să ajungem undeva. Care e planul de viață pe care îl ai? Și pentru noi, pe paginile Sfinte Scriptură, apar doi candidați. Cât de curând vom avea alegeri și veți auzi tot felul de platforme, program. Ei bine, iată, avem două variante. Unul este Hasatan. Hasatan, care în limba ebraică înseamnă vrășmașul. Și bineînțeles, îl avem pe Yeshua Hamashia, cel care se declară Domn și Mântuitor. El este lumina lumii. Ei, acesta începe să fie ispitit. Dar priviți-le din perspectiva a două programe. Hasatan vine și spune, domnule, știi care e programul meu? Yeshua a fost într-o perioadă de 40 de zile fără să mănânce, fără să bea și, bineînțeles, a flămânzit și Hasatan îi spune, poruncește petrelor să se facă pâini. Cu alte cuvinte, programul lui este acesta, să nu se culce nimeni seara flămând. Hai să facem un program în care, din perspectivă socială, să rezolvăm problema foametei. Și dacă o vom face, bineînțeles că vom trăi într-o lume mai bună. Programul lui Yeshua este diferit. El vine și spune nu, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Elohim. Imaginați-vă de pildă că nu trebuie să fii urmașa lui Yeshua ca să dai de mâncare altora. Nu e nicio problemă. Să fii bun, să fii altruist, să îți vinzi eventual averea și să dai de mâncare celor care au nevoie. Numai că programul lui Yeshua este mult mai înalt decât atâta. El dorește să dea cuvântul lui Elohim. De aceea, atenție foarte mare, cei care spuneți că îl urmați pe Yeshua, e foarte bine să ne implicăm în tot felul de proiecte de ajutorare socială, e fantastic, dar există un program mai important decât acesta. Și el este unic și revine doar celor care îl urmează pe cel ce este lumină și devin și ei lumină. Și care este planul? Să duci cuvântul lui Elohim. Să duci mesajul despre Yeshua, despre Elohim Tatăl, despre cuvântul lui. Apoi Yeshua este invitat într-o a doua variantă, într-o a doua fază de Hasatan și spune că l-a luat, l-a pus pe streașina templului și a spus lui Yeshua, sar de aici jos, pentru că este scris în Scriptură că îngerul lui Elohim vor veni, te vor lua de brațe, da? Vei coborâ lin, lumea te va vedea și va rămâne impresionată. De fapt, despre ce vorbește Hasatan? Vreau să vă spun că noi adesea considerăm că Satan știe puțină Scriptură, puține din planurile lui Elohim. Fals, știe foarte bine și știe multe, dar nu știe totul, bineînțeles. El știe, de exemplu, că Scriptura așa se încheie. Tora, de exemplu, se încheie în Deuteronom, capitolul 33, cu Elohim care vine pe norii cerului și vine în ajutorul poporului său și se luptă cu vrăjmașul și îl învinge. Cartea lui Isaia se încheie cu această profeție în capitolul 66, cum Elohim vine în carul lui de luptă pe norii cerului și se luptă cu toți care sunt împotriva împărăției lui.
Apocalipsa se încheie la fel, cu Yeshua Hamashia care vine pe un cal alb, pe norii cerului, se luptă cu imperiul răului, îl învinge și începe o împărăție a păcii și a dreptății. A Satan, cu alte cuvinte, îi spune lui Yeshua: uite care ar fi programul meu. De ce să suferi încă 2000 de ani? Inchiziție, cruciade, pogromuri, holocaust, războaie, de ce toate astea? Uite, coboară acum de pe templu, lumea să te vadă cum vii împreună cu îngerii. Vor crede toți în tine, cei care vin la templu, și gata, încheiem toate socotele. De ce încă 2000 de ani de chin de aici încolo? Cu alte cuvinte, programul lui Satan ar fi: hai să luptăm împotriva suferinței. Să nu mai fie suferințe. Nimeni să nu mai plângă. Pe când interesant este că în discursul lui Yeshua, atunci când el declară că este lumina lumii, dă o lumină diferită asupra suferinței. Și spune că anumite valori nu se pot naște în noi și în caracterul nostru decât în suferință. Petru, de pildă, vine și explică această idee luând probabil din cuvântările lui Yeshua și spune: precum aurul, ca să aibă valoare, este trecut prin foc, noi de asemenea, ca să însemnăm ceva, să fim cineva, trebuie să trecem prin aceste suferințe. Și de altfel, n-ai nicio altă șansă de a învăța anumite lucruri decât prin suferință. Iată programul celui care declară că el este lumina lumii. Iar în cele din urmă, bineînțeles, ultimul punct din planul și programul lui Satan este: închină-te mie și îți dau toată lumea aceasta. Iar Yeshua ce va declara? Nu ai voie să te închini decât cui? Lui Elohim. Și bineînțeles, uitați-vă, de exemplu, forma aceasta prin care oamenii cred în programul lui Satan. Dacă vei ajunge să faci ceea ce spune el, și imaginați-vă că, de fapt, ce poate să te învețe el? Toate acele porunci ale lui Elohim care se încalcă sunt opusul, nu, a ceea ce Elohim îți cere, și în felul acesta îți promite că vei ajunge mare. Și așa apare corupția, așa apare, imaginați-vă toate poruncile acestea, să ucizi, nu, să furi ceea ce nu este al tău, să depui mărturii mincinoase în sensul în care în cele din urmă vei avea un avantaj, să poftești ceea ce nu este al tău și în felul acesta sigur vei pune mâna pe această împărăție. Și fals, nimeni n-a reușit și nimeni n-a putut proba acest lucru. Scumpii mei, Yeshua, care declară că este lumina lumii, îți propune un plan de viață. Apropie-te de cuvântul său, apropie-te de Biblie. Nu știu dacă toți cei de aici aveți o Biblie, dar ar fi fantastic. Interesant este că suntem capabili să citim, să facem cursuri. Mi-aduc aminte când eram și eu student, erau enorm de multe cursuri. Mă gândeam cum le-aș putea să măcar să le citesc, nu să le înveț. Și în cele din urmă făceam performanța ca să putem să trecem anul. Dar gândiți-vă că Evangheliile și Biblia este infinit mai subțirică. De pildă, ca să citești cele patru Evanghelii, nu ai nevoie decât de foarte puțin timp. O oră, poate două, poate trei, dar nu mai mult. Ai putea, de exemplu, folosi și un MP3, pe care atunci când circulația este cam dificilă, ai putea lăsa Scriptura, nu, să fie citită și în timp ce conduci, în loc să te enervezi, în loc să lași tensiunea să-ți crească, deodată să pricepi și să înțelegi cuvintele lui Elohim, a lui Yeshua. Și totuși, trist, avem timp să învățăm orice, dar nu avem timp să citim cuvântul său. Ori Yeshua spune că omul nu poate trăi numai cu pâine. El are nevoie de cuvântul lui Elohim. Nimeni nu explică de unde a apărut lumea. Nimeni nu explică de ce astăzi noi suntem în suferință. Nimeni nu explică de ce lumea merge într-o parte sau în alta, într-o direcție sau alta. Totuși, interesant este că cuvântul lui Elohim este acela care face această clarificare și avem nevoie de ea. Yeshua cu mult mai mult face acest lucru. Mergem însă mai departe și, pentru că mai avem câteva minuțele, ce să vă mai spun, că e clar că trebuie să tai multe, dar hai să vă spun despre o altă scenă, pentru că Yeshua, prin
scenele pe care le prezintă, sunt prezentate în textul biblic, el încearcă doar să lumineze pe oameni, să explice cum acele lucruri importante din viața noastră trebuie să făcute. Iată, de pildă, în Matei, capitolul 19, la un moment dat, un tânăr, textul biblic spune că acesta, printre altele, era și bogat, vine totuși la Iesua și, deși are de toate, are impresia că totuși ceva îi lipsește. De aceea el are o întrebare. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Gândiți-vă că atunci când vorbim despre viață veșnică, toți suntem interesați, așa sau nu? Vreau să vă spun că la mine, ca și pastor, în decursul vieții au venit enorm de mulți oameni să mă întrebe, domnule, dacă mor la noapte, unde mă duc? Și trebuie să-i dau un răspuns. Dar cel drag care a murit, unde s-o fi dus? Și bineînțeles, oamenii așteaptă un răspuns. Însă le explic că, de fapt, cel care poate da răspuns în aceste privințe nu poate fi decât Iesua Hamașia. Și de cele mai multe ori, nu, revenim sau ne deschidem Sfânta Scriptură și încercăm să vedem ce spune El, lăsând apoi fiecare să poată să identifice răspunsul corect. De data aceasta, tânărul acesta vrea să aibă viață veșnică. Ce să faci ca să fii mântuit? Ei bine, mergi în diferite denominațiuni sau religii și fiecare are o variantă. Unul îți propune un lucru, altul îți propune altceva și la un moment dat, realmente, nici nu știi ce să faci. Cu atât mai mult cu cât unele idei sunt de-a dreptul năstrușnice, dacă nu ar fi chiar altfel. Dar folosim un limbaj așa mai colocvial. Ok, și Iesua vine și spune trei lucruri de care trebuie să țină cont ca să poată să aibă viață veșnică. Întâi de toate îl întreabă dacă știe poruncile și dacă le împlinește. Și el zice, sigur că da. Dar care sunt poruncile, ca să nu greșești? Și Iesua începe să îi le explice, da? Și gândiți-vă că ia din cele 10 porunci, de data aceasta nu va lua decât 6, și le va prezenta începând de la să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie minciunoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, da? Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei bine, nu înseamnă că doar acestea contează. De ce? Pentru că acest verset pe care Iesua îl va cita din Leviticul, capitolul 19, cu versetul 18, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, înglobează de fapt cele 10 porunci. Dar Iesua, bineînțeles, pentru un evreu, dificultatea părea să fie doar în cele 6 porunci, pentru că atunci când vorbea despre credința în Elohim, despre idolatrie, despre reverența cu care trebuie să rostească numele lui Elohim și despre ziua de închinare, părea că nu e o problemă, dar problema lor era cealaltă. Așa că Iesua insistă pe această problemă. Ei bine, gândiți-vă că de fapt Iesua aici nu face altceva decât să definească păcatul. Vă întreb, cum definiți păcatul? Pentru că cu toții mărturisim că Iesua a venit să moară pentru cei păcătoși, iar cei păcătoși care își recunosc păcatele, se căiesc, le pare rău, își plâng păcatul și nu-l mai repetă și cred în moartea și învierea lui Iesua, vor fi mântuiți. Dar care e definiția păcatului? Vreau să vă spun că, din nefericire, cam fiecare denominațiune are o proprie definiție pentru păcat. În unele denominațiuni avem câte o listă și pe lista aceea se strâng niște oameni înțelepți și decid ei ce-i păcat și ce nu-i păcat. Îmi aduc aminte când în 1993, la un moment dat s-a stabilit că de pe lista aceasta de păcat se scoate muzica rock. Pentru că până atunci cine asculta muzică rock, cine promova, era în păcat. Dar deodată s-a scos. Ulterior s-a scos acum, dacă nu mă înșel, și homosexualitatea de pe această listă. Alții au alte opinii despre păcat, astfel încât spun, dacă vrei să-L urmezi pe Elohim, întâi de toate trebuie să mergi la frizerie, îți așezi o lacă freza, te uiți o lacă în oglindă și îți așezi hainele mai bine,
Și dacă vii și cu un anumit limbaj, așa mai de biserică, cu siguranță ai rezolvat problema păcatului. Ei bine, când vorbește Iesua despre păcat, el vorbește de fapt despre cele 10 porunci, care înglobează toate poruncile care sunt în Scriptură. Și dacă știi cele 10 porunci, realmente relativ ușor, poți să-ți faci o introspecție și să vezi cum ești înaintea lui Elohim. Pentru că dacă vrei să ai viață veșnică, spune Iesua acestui tânăr, trebuie să te uiți cum te raportezi la aceste porunci ale lui Elohim. Apropo, știi cele 10 porunci? Știi unde sunt ele? Sunt trei mari capitole pe care le găsim în Scriptură. În Exodul capitolul 20, în Deuteronom capitolul 5 și în Levitic capitolul 19. Numai că în capitolul 19 din Levitic nu s-a așezat în aceeași ordine, dar toate sunt acolo. Dacă vrei să ai viață veșnică, întâi de toate trebuie să realizezi care e păcatul din viața ta. Și acela trebuie mărturisit, să-ți pară rău, și în felul acesta mergem la un alt pas. Pentru că ulterior îi spune că ei, mai e o problemă, zice el, pentru că tânărul zice, aceste lucruri le împlinesc din tinerețea mea. Și Iesua îi spune, da, dar ai o problemă. Vinde toată averea și apoi dă-o la sărac și urmează-mă. Ideea nu este să-ți vinzi averea, ci fiecare dintre noi are ceva specific, care e o problemă a lui. De exemplu, băiatul acesta avea problema bogăției. Probabil că era atât de băgat în afaceri, toată ziua era atât de ocupat, încât n-avea el timp să se gândească la Elohim și așa mai departe. Dar s-ar putea pentru noi, pentru fiecare, să avem lucruri diferite. Știți, unul care știe multe și este foarte deștept, s-ar putea să aibă o problemă cu mândria. Și mândria merge înaintea căderii, spune Scriptura. Altul s-ar putea să aibă alte probleme. Trebuie, cu alte cuvinte, să-ți identifici care este problema ta personală. Și trebuie ca acea latura ta, ascunsă eventual, nu, să o schimbi după cuvântul lui Elohim. Iar apoi Iesua spune al treilea lucru, ei bine, urmează-mă, mergi pe urma pașilor mei. Noi, în principiu, considerăm toți creștinii că urmăm pe Iesua. Chiar așa facem? În 1 Ioan capitolul 2, cred că versetul 6, Ioan, ucenicul lui Iesua, va face următoarea declarație. Cine spune că este în Mașia, în Hristos, trebuie să trăiască și el cum? Cum a trăit Iesua, nu altfel? Păi din punctul acesta de vedere, realmente avem o mare problemă. Pentru că toate denominațiunile, într-un fel sau altul, se raportează greșit la viața lui Iesua și diferențele sunt imense. Sunt convins de pildă că astăzi, dacă Iesua ar intra între o biserică sau alta, s-ar putea repede să fie dat afară, pentru că diferențele sunt imense. Iesua declară, eu sunt lumina lumii. Eu am venit să vă deschid mintea și ceea ce vă dau eu aici nu sunt doar pure întâmplări, discursuri eventual pe care le dau, le am cu alții și pe care le înregistrăm în Evanghelii. Cele sunt de natură să-ți deschidă mintea, să te lumineze. Vrei să ai viață veșnică? E simplu, sunt trei lucruri de care trebuie să ții cont. Ține cont de poruncile lui Elohim pentru că sunt singurele care descriu și definesc păcatul. Fără ele nu poți defini păcatul. De ce te? Altfel, moartea lui Iesua este în van. Pentru că el a murit pentru cei care își recunosc păcatele. Apoi trebuie să identifici care este problema din viața ta și care este specifică ție. Fiecare dintre noi are ceva specific. Ei bine, și apoi urmează-l pe Iesua. Pur și simplu deschide Evanghelia. Uită-te care a fost discursul lui. Uită-te la cuvintele lui. Uite-te cum rezolvă el problema cu cei care sunt în opoziție cu el. Uite-te la discursul pe care îl are el despre eternitate. Și uite-te care a fost visul sau care a fost targetul lui, nu? E visul nostru, dar e targetul lui. Bun. Scumpii mei, apoi urmează-l. Fii la fel ca el. Gândește ca el. Uitați-vă, sărbători și toate celelalte lucruri, toate trebuie să fie asemenea lui.
Jehova Elohim să vă binecuvinteze pe toți. Și cu siguranță, când veți ajunge acasă, dacă vă interesează subiectul, dacă doriți să aveți o lumină pe cărarea dumneavoastră, probabil că veți lua toate aceste idei și veți medita asupra lor. Și fie ca Elohim să vă ajute realmente, nu să vedem lumința de la capătul tunelului, ci realmente să fim înconjurați de această lumină. Amin? Amin.